Bă, fii atent că a intrat unul în clădire. Ți-am zis, mă, să stai acasă. Lasă-mă asta acum, ce contează? Tu n-auzi că a intrat cineva? Rubi, ascunde-te, că dacă a venit la firmă o să dea peste tine. Hai, ești nebun, și care sunt șansele să vină? Normal că nu m-a văzut. Bine. Uite pe ce ai asta aici. Hai, să terminăm treaba. Hai, ia-te-o și... Ce-ai mâna după asta? Ce vrei? Ai mânuși? Nu. Pune mâna atunci. Dă-mi ceva. E. Ridic-o după jos. Mi-ai rup mânuși. Gura, mă, că nu-i nimic. Credeam că numai Luca doar ne-a dus. Vezi ceva la mea, nicio scuză. Eu am muncit toată noapte. Aici ce faci, mă, Robi? Lași tu o noapte să te dărâm? Am îmbătrânit gogule numai aici, știi tu, s-a terminat de mult. E, prin club, uite, descurci. E, una e în club și alta e să descarci o noapte întreagă în birouri, numai imprimante și hârtii cu tonele. Și alta e să satisfaci o femeie, așa cum mă descurc. Asta face mișto de mine. Asta care? Fimiu. Mă rog, și vărsul. Robi. Da. Alo. Da, ce vrei? Ce vreau? Ce caută porcăriile astea în mijlocul barului meu, Tudor? Păi nu mi-ai cerut tu să golesc firma? Da, dar nu în mijlocul barului meu. Păi eu am făcut ce mi-ai zis, ți-am livrat treaba ta, ce faci în continuare? Vezi că o să vină mașina aia la reparat. Sper că nu o găsesc tot aici când e gata. Scoală-te. E? Ne trimite mașina aia buștea și trebuie să o rezolvăm repede. Mhm. Știu că n-ai chef, nici eu n-am, dar trebuie, înțelegi? Bă, tu, bă, ce nu înțelegi? Ăsta o să ne terorizeze tot timpul acum, că ne are la mână. Când o să-i se scoale lui, o să ne pună să facem... Mai lasă că mai vedem. Acum nu vreau decât să o văd pe Cleo acasă. Și dacă ăsta face ceva să împiedice chestia asta, eu l-omor. Hai, vrei o cafea? Ești prost rău de tot, nu știu cu cine semeni, cu cine îi fi neam, că ești tare prost. Tudor, de ce-au luat-o pe Cleo și pe Bebeluș? Că ea sunt oameni proști? Bravo, poți să le spui și așa. Robi, nu, Luca, situația e mai complicată. Ia, oamenii nu sunt proști, oamenii sunt... Vrei tu să bagi mașina aia înăuntru? Bă, da, poți să mănânci și o hot-dog-ul ăsta liniștit, că m-ai terorizat. Muncă. Și așa mașina aia e pilaf și o să fac tot eu, da? Ce că lasă-mă în pace. Tudor, asta înseamnă că o să vină să mă ia și pe mine cineva? Nu, Luca. E, nu. Pe tine nu are cum să te ia nimeni, pentru că mama ta are grijă de tine și te iubește foarte mult. Dar și tu aveai grijă de Cleo.
Știu, dar oamenii ăia nu știau asta. Eu o să le arăt cât de mult o iubesc și că am grijă de ea și atunci o să mi-o dea înapoi. La fel o să facă și Robby pentru Ana mică? Da. Crede că asta era grijă lui Măsă. Bă, dar dacă ești fraier. Ce sunt eu, mă? Ce sunt eu, mă? Ce sunt eu, mă? Ce sunt eu, mă? Somn de voie, tată, hai. Mamă, ce urlă lăutari în frigider, bă! Da. Bună. Bună. Ce, nu te bucuri să mă vezi? N-aș vrea să-și dea seama, Luca, că știi că e aici. Hai, hai, nu stau, nu, am adus ceai. Ceai? Da. Pentru? Pentru el. Ah. E obișnuit să bea în fiecare seară, înainte să se culce. Bună, Ana. Bună. Cum te duci? Să mănânc, că spart de foame. Așa că, Ana, vezi că Luca e la el în cameră. Cu țaia la plăcută, tata. Domnișoară, îți place mult călare? Ce cauți mai aici? Nu aici. Cine e asta? Cine e asta? Uite, sunt mama copilului lui. Ești căsătorit? Ești căsătorit? Nu sunt căsătorit. Dar are un copil cu mine. N-am pătracul să te ia. Băi, e trecut în acte sau nu? Diana, asta e nebună. A scăpat de la spitalul de nebuni. Crede-mă, îți dau cuvântul meu de onoare. Crede-mă. Diana, nici măcar nu mă cheamă Diana. Dobitocule, Tina e numele meu. Las că sună rău. Băga? Du-te, dracu, și tu. Asta dacă tot mi-ai stricat toate combinațiile. Să-ți zicem. Nu vrei să ne suim amândoi în mașină sau sunăm pe Danezu? Sterge-te la gură când vorbești cu mine, simpaticule. Nici în visele tale cele mai frumoase nu să ai un bărbat ca mine. Nebuno! Psst. Stai liniștit că nu o să-și dea seama de nimic. Sper. Bună, Ana! Bună. Bună. Eu o să iau o mică pauză și având în vedere că sunt un mecanic model, să nu-l reții foarte mult. Dar ce ciudat arată mașina asta. Ce te interesează? Mi s-a deschis și mie apetitul de când m-ai învățat să conduc. Și de când m-ai dus în cimitirul ăla de mașini. Iată că am și uitat. Bine, eu nu. Vai, oare, ce poveste are mașina asta? Nu știu și nici mă interesează. Nu? Serios? Nu. De ce? Pentru că atunci când sunt lângă tine, nu vreau să pierd timpul. Vreau să îți citesc bazme. Da. Trebuie să-ți citesc în bazme. Timpul. Plec. Păi, noi muncim, muncim, facem bani, te scoate la înghețat. Pa, Ana. Pa. Mașină. Ți arde de pupături, nu? Hai. Ești pupăcios, al vrea. Hai, e bine, nu?
am o stilete. Ai prins? Nu, hai că-i țin. Ține tare. Hai mă, n-ai mâncat azi, învârte-o dată. Nu pot, mă, ce mă. Dor, mă plictisesc. Și eu m-am săturat, bă, de-atâta muncă. Hai, ce facem? Păi nu știu, ce vrei să facem? Vrei să ne șcăm cu mingea pe afară? Nu. Hai că mă duc afară. Șobolane, unde te duci pe afară, mă? Nu, 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 încerca, nu fii obrat. Băi, 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 nu fii, băi, băi, poate să ducem undeva, ai nevoie de mine. Asta e exploatare, bă. Fac și o pauză că mă doare, da. Felicitări. Acum ești tată. Eram tatălui Cleo de mulți ani deja. Mai trebuie să semnăm și altceva? O să depun actele și totul a trebuit să fie în regulă. Pe Cleo când pot să o văd înapoi? În curând. În curând? Dacă mai aud o singură dată în curând, ăsta nu știu ce fac. Las. Mulțumesc. Acolo ești. Zici că e rău. Rău. Danezule, ce caută ăsta aici? Nimic, că n-am pierdut ceva. Bă, eu dar... l-am chemat o perioadă să lucreze cu voi. Nu vă întreb, nu mă interesează, vă zic. Auzi, mă, ieie-ți un porumb frumos de aici. Ia stai. Ce faci, mă? Ia stai, mai e aici, ce ai? Ce vrei să faci tu cu ăla de stai conserve? Băi, ia stai! Băi, terminați! Bagă cuțitul la loc. Bagă cita cuțitul la loc. Hai să stăm de vorbă. N-avem ce să vorbim, Danesule. Ăsta n-are ce să caute aici. Tu nu înțelegi, polițistul ăla care se ocupă de caze cu ochii pe noi. De unde până unde? Mai contează? Hai, mă, duceți-vă. Hai, Noni, hai, hai cu mine. Ce față ai? Ți-a explodat soba în față când erai mic? Poți să știu și de ce ești așa liniștit? Dacă Danez îi ținu departe că e poliția cu ochii pe noi, nu pot să zic că nu convine situația. Chiar nu te bucuri să ne vezi? Vezi, Robițențiu, că trebuie să rămâi acasă? Nu, mai bine că l-ai adus și pe el. Vezi, mă, ți-am zis că mă iubește mai mult decât te iubești pe tine. Ba nu, vă iubesc pe amândoi tare. Tare, tare? Da. Iar atât de tare. Stai așa că n-am fost atent. Tare, 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 tare. Hai mai pupă-mă o dată. Of, Doamne! Să ieșim curând aici. Când? Când vin acasă? Nu pot să zic acum. Păi acasă vrei să spun ceva? E mizerie mare, 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 mare. Și plus că trebuie să facă asta curățenie generală. Până atunci... Cleo, știu că e mult ce-ți cerem. Dar vreau să fii cu minte și liniștită. Ai încredere în noi că o să te scoatem de aici. Ba nu, știu eu că nu o să mai ieși de aici. Ascultă ce spun. Dacă ăștia nu-ți dau drumul acasă, eu cu Tudor te luăm cu forța de aici, ai înțeles? Ca în filme? Exact ca în filme. Mai rău ca în filme. Fii atent. Afară! Alinierea! Alinierea! Hei! Hei! Gură! Ce faci? Gură! Liniște! Ce faci? Bine? De ce ai luat șapca lui Verișoară? Hă? Nu mai ești tare în gură acum? 5 flotări. Bagă! Flotări, mă! Haide! Bă! Drepte! 2, 3, 4, 5! Vino acolo. Dacă te mai iei o dată de ea, te desum. M-ai auzit? Stai jos. Stai jos! Liber.